Alegeri parlamentare 2020. Dezbateri electorale. Bună ziua, sunt Andrada Cojocaru și vă spun bun găsit la această dezbatere electorală din cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020, pentru care Radio Oltenia Craiova pune la dispoziția competitorilor sau reprezentanților acestora timp de antenă conform legii numărul 208 din anul 2015. Pentru candidații la funcțiile de senator și deputat sunt difuzate emisiuni dezbatere la care participă competitori sau reprezentanții ai acestora din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. La dezbaterea de astăzi au fost invitați să participe reprezentanții ai următoarelor partide politice și alianțe. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a anunțat că nu participă. Alianța USR Plus este reprezentată de doamna Ioana Rădescu, candidat la Camera Deputaților. Alianța pentru Unirea Românilor este reprezentată de domnul Ringo Dămureanu, candidat pentru Camera Deputaților. Partidul Social-Democrat nu participă. Partidul Ecologist Român este reprezentat de domnul Nicolae Ivăniș, candidat la Camera Deputaților. Partidul Național Liberal a anunțat că nu participă. Aceasta este și ordinea intrării în emisie, stabilită în urma tragerii la sorți, care a avut loc în data de 6 noiembrie pe platforma Zoom, la care au participat reprezentanții studioului de Radio Oltenia Craiova și reprezentanții formațiunilor politice. Fiecare dintre candidații prezenți la această dezbatere va răspunde la aceleași întrebări și beneficiază de 15 minute timp de emisie. Și nu în ultimul rând, precizez că întreaga responsabilitate a celor declarate aparține în exclusivitate participanților, reprezentanților formațiunilor politice. Bună ziua din nou și bun găsit! Vă propun să începem printr-o prezentare a fiecăruia dintre dumneavoastră. Pentru început, doamna Ioana Rădescu, reprezentantul Alianței USR Plus la un loc în Camera Deputaților. Bună ziua tuturor! O mică... Vă rog! E să spun așa, sunt candidat la Senat, nu la Camera Deputaților. Mă numesc Ioana Rădescu, sunt membru plus în cadrul Alianței USR Plus. Încă de la înființare, încă dinainte de înființare aș putea spune, pentru că noi am încercat să ne organizăm și să devenim o alternativă la ceea ce aveam până în prezent, încă din mediul civic, deci încă de acum 3 ani, să spun așa. Sunt inginer ca profesie, ca și ocupație sunt consultant de peste 20 de ani, consultant în afaceri și în accesarea fondurilor publice, atât europene cât și guvernamentale. De 6 ani locuiesc efectiv în mediul rural, la Baia de Fier, în Gorj, unde am încercat să punem bazele unei afaceri de altă natură decât cea cu care m-am ocupat până în prezent, și anume este vorba de un complex agroturistic care îmbină, să spunem, mai multe din naturile zonei, atât turism, cât și partea agricolă, partea sportivă și așa mai departe. Am participat la la construcția Alianței USR Plus în Gorj încă de la început. Deci, să zic așa, că începem cât de cât să ne pricepem la politică, deși înainte nu am făcut deloc politică. Vă mulțumesc, domnul Ringo Dămureanu, candidat pentru un loc în Camera Deputaților din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Vă ascultăm. Da, bună ziua, stimați ascultători. Numele meu este Ringo Dămureanu. Candidez din partea Alianței pentru Unirea Românilor, Partidul AUR, pentru un post de deputat. Nici eu nu am făcut politică după terminarea facultății.
Sunt inginer de software, inginer de calculatoare, funcționar public de carieră, absolvent de master la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Sunt țăran, fiu de țărani, că nu am locuit decât în copilărie la țară, dar cunosc toate problemele oamenilor de la țară foarte bine. Și mai cunosc, zic eu bine, problemele lucrătorilor din România, deoarece de 20 de ani asta fac, apărăm drepturile și libertățile fundamentale și, în mod special, apărăm drepturile lucrătorilor și le promovăm interesele economice, sociale, profesionale prin intermediul Sindicatului Național Forța Legii, al cărui președinte sunt. În această situație m-am aflat în ultimii, să zic, 18-19 ani aproape, oriunde, de fiecare dată când s-au elaborat actele normative care țin de codul muncii, creșterea salariului minim pe economie, statutul funcționarului public și, în mod special, salarizare, dar și pe dezbaterile privind legea pensiilor. Așa că, dacă veți dori să discutăm despre salarii și pensii, sunt într-un totul de acord și abia aștept să discutăm pe această temă. Vă mulțumesc, domnul Nicolae Ivăniș, Partidul Ecologist Român, candidat la Camera Deputaților. Bună ziua! Mă numesc Ivăniș Nicolae, sunt candidat la Camera Deputaților din partea Partidului Ecologist Român. Prea multe nu pot să vă spun. De 3 ani jumătate sunt în România, am fost 16 ani plecat din țară. Și când am venit în România, bineînțeles, nemulțumit până la urmă de tot ceea ce am întâlnit pe aici, eu am fost un tip mai dinamic, să spun așa, mai implicat în orice ce întreprind. Am făcut o asociație, o televiziune online și am decis să ne implicăm activ, să spun așa, în întreaga comunitate a județului nostru și nu numai. Consider că implicarea este termenul care ar trebui să ne caracterizeze pe toți. Nici eu nu am făcut politică niciodată și poate nici nu mă gândeam să fac, însă letargia asta care ne-a ținut totuși pe loc, așa văd eu lucrurile, și lăsând doar vechea clasă politică uzată, în opinia mea, să defileze și să decidă pentru noi, cred că ne-a dus într-un punct limită unde mai jos dată nu putem să mergem efectiv. Motiv pentru care, iată, am preluat ADN Gorj, ca și formațiune politică, am pornit de la zero Alternativa pentru Demnitate Națională și în urma alegerilor locale s-a decis să se facă o coaliție și să candidăm sub sigla PER mai multe partide. Aia s-a și întâmplat. Sincer, sper ca în acest moment să ajungem la un rezultat care să depășească pragul de 5%. Am reușit doar 3,6% la Gorj. Avem și un număr de 14 consilieri, PER au și 10, deci suntem undeva în cărți din punct de vedere al statisticilor și cred că vom fi surpriza, cel puțin la Gorj, al tuturor formațiunilor deja implicate. Cred că suntem și cei mai meritoși, ca să fiu și puțin lăudăros, las modestia deoparte. Ne recomandă, de fapt, activitățile pe care le-am avut în cei 3 ani jumate și când spun că am avut activități, noi chiar am fost implicați de la zonă minerit până la ultimul caz social, am fost omniprezenți permanent. Înseamnă că va fi o dezbatere destul de interesantă, pentru că înseamnă că fiecare dintre dumneavoastră va veni cu idei noi, fiind proaspăt implicați în politică, pentru că o perioadă de câțiva ani nu înseamnă foarte mult la acest capitol. Tocmai de aceea vă provoc să discutăm despre economia României și despre ceea ce veți face odată ajunși în Parlament pentru redresarea economică a țării, pentru revitalizarea acelor sectoare grav afectate și, de ce nu, pentru restartarea unor altor sectoare, pentru că, așa cum spunea doamna Rădescu, domnia sa este implicată oarecum în dezvoltarea mediului rural. Doamna Ioana Rădescu, începem cu dumneavoastră. Sunteți candidat la Senatul României din partea Alianței USR Plus. Da, este adevărat. Prin prisma profesiei am reușit să cunosc foarte bine atât partea de antreprenoriat din partea sectorului economic, să spun așa,
Și mediul rural, e adevărat că mi este familiar nu doar în ultimii ani, de când efectiv locuiesc în mediul rural, dar am avut proiecte și am colaborat atât cu administrații publice în cadrul unor proiecte, dar în special cu mediul privat. Turismul, de asemenea, este o ramură care îmi este familiară, activând destul de multă vreme și pe această direcție. Dar cred că ați fost și puternic afectată în perioada aceasta, lucrând în domeniul Horeca. Da, este adevărat, este un sector foarte lovit în această perioadă, dar nu este singurul și, din păcate, așa cum evoluează lucrurile, probabil că vor fi din ce în ce mai multe. Acum, nu asta este până la urmă cel mai important lucru în această perioadă. Important este să păstrăm cât mai mult sănătatea oamenilor și după aceea abia să ne ocupăm de recuperarea rămânenii în urmă pe partea economică, să spunem, lucru care se realizează destul de greu, dar nu e imposibil. Sănătatea însă este un domeniu foarte sensibil în această perioadă și e pe primul loc, știm cu toții. Acum, din punct de vedere economic, avem noi, Alianța USR Plus, avem, după cum probabil că știți deja, stabilite un număr de vreo 40 de angajamente. Ele sunt practic formulări generice a unui program de guvernare mult mai amplu, are vreo 300 și ceva de pagini. Acolo nu sunt povești, acolo sunt date concrete și măsuri concrete și bine fundamentate. Ele sunt rezultatul, spun asta pentru că vizează și domeniul economic, pe lângă celelalte domenii ale vieții socio-economice românești. Aceste angajamente, acest plan de guvernare al Alianței USR Plus este rezultatul unui efort de câțiva ani a unui colectiv de, nu exagerăm cu nimic, s-a mai spus și am fost martoră toți anii aceștia la acest lucru, sute de experți voluntari care au lucrat intens la fiecare domeniu din cele cuprinse în planul de guvernare. O frază de final, vă rog. Și aici aș vrea să mai punctez încă ceva. Mi-aș dori ca românii să facă diferența între promisiune și angajament. Este foarte important, mie mi se pare foarte important, pentru că un angajament ține de un contract pe care noi îl semnăm, să spunem așa, cu românii. Noi îl semnăm cu aceste 40 de angajamente, așteptăm ca și românii să semneze la vot contractul pe care noi îl propunem. Vă mulțumesc, domnul Ringo Dămureanu, candidat pentru un loc în Camera Deputaților, din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Tot ce înseamnă proiect care să unească românii, pentru că Alianța pentru Unirea Românilor asta își propune, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea mediului asociativ. În România, acest mediu este extrem de puțin susținut și dezvoltat. Firmele nu se sindicalizează, așa cum se spune în vest, adică nu se unesc, nu se asociază. Țăranii, la fel, într-o foarte mică măsură. Din cauza asta pierdem timp, am pierdut deja 30 de ani, sunt responsabili cei care ne-au condus, dar pierdem, din păcate, și foarte mulți bani. Nu se atrag bani către zonele acestea economice, dar și agricole. În agricultură îl costă pe țăran motorina cam și cum el ar merge cu tractorul pe autostradă, nu pe tarla. Un lucru absolut grav, foarte grav.
pentru că accizele în motorină nu ar trebui să existe atunci când ne referim la agricultură. Agricultura trebuie susținută din toate punctele de vedere, iar dat fiind că cunosc foarte bine structura administrației publice, aș introduce un proiect de lege prin care absolut toate primăriile din țară să aibă obligatoriu un birou pentru consultanță în finanțare. Până acum, primarii și-au permis să susțină doar clientela proprie, neamurile, prietenii, iar foarte mulți dintre țărani, cel puțin 3 sferturi, 80%, au pierdut sume foarte mari, în primul rând pentru că nici măcar nu au știut de ele. Aceste investiții, aceste sume, trebuie să fie accesibile tuturor românilor. De asemenea, e vorba de angajați și angajatori. Avem în România cea mai mare impozitare pe zona de muncă, vorbind practic de supraimpozitarea muncii în România. Ne mirăm de ce ne pleacă angajații, de ce ne pleacă forța de muncă, sigur că da, rămân copii acasă plângând după părinți și îmbolnăvindu-se, abandonând școala, păi din cauza supraimpozitării muncii și a suprareglementării, lucru pe care va trebui să-l avem în vedere, astfel încât pe salariu minim, dacă putem porni de la o impozitare minimă sau chiar de la zero. De asemenea, ne dorim noi ca forță națională și ca forță unionistă, dacă vreți, care ne adresăm românilor din țară și românilor de pretutindeni, ne dorim să revenim la codul muncii românesc, cel dinainte de anul 2010, deoarece, practic, forța de muncă în România a fost extrem de descurajată după anul 2010, după ce multinaționalele au reușit în cârdășie cu cei care ne-au condus să facă un cod al muncii, parcă era servit special pentru angajatorii, mă refer aici la multinaționale. Noi dorim să susținem mediul asociativ intern, firmele mici, dar și, evident, marile proiecte, cum este în Craiova, Ford-ul și cum sunt și altele în dezvoltare. Vă mulțumesc, domnul Nicolae Ivăniș, Partidul Ecologist Român, candidat pentru un loc în Camera Deputaților. Da, eu o să încerc să fiu puțin aplicat în ceea ce privește o eventuală măsură economică de care se tot discută în România și care eu cel puțin nu o întrevăd la nici unul din partidele politice și cu atât mai grav, nici măcar la trendul pe care merge România în momentul de față. Și aș vrea să ne raportăm că toți suntem de aici din Gorj și până la urmă și Doljul și Medințul și Hunedoara sunt județele direct implicate doar la sistemul energetic, după care putem să dezvoltăm fără niciun fel de problemă. Dar, de vedeți noastră, în momentul de față, României, ca să discutăm despre economie, se presupune că trebuie să ai tu totuși suveranitatea ta, să nu depinzi de nimeni absolut și resursa proprie, să reușești să ți-o exploatezi și să și beneficiezi până la urmă de plusul valoare. E, din păcate, România, lăsând la o parte ca ciupârții 30 de ani absolut tot ce a însemnat industrie în țara asta, suntem undeva pe buza prăpastiei, mai avem câteva resurse proprii pe care ușor, ușor le sfâșiem sau le înstrăinăm. Și când am spus că mă opresc asupra complexului, aș vrea să vă spun doar un singur lucru. În momentul de față, de la Bruxelles, se află un raport de tranziție just, care ne impune nouă ca țară să renunțăm la toată producția pe cărbune, fapt de altfel întâlnit în tot vestul și în toate țările dezvoltate, deci ei o fac în continuare. Tu, România, nu ai voie să o faci. Ba mai mult decât atât, ești condiționat să-ți, cum să vă spun, să-ți franjurezi tu, pur și simplu, economic și acest pilon, care în opinia mea e un punct nevralgic al economiei când discutăm despre energie, și să vii la schimb cu tot felul de birou de consultanță, cu tot felul de reconversii profesionale, dar pe ce anume nu spune nimeni. Bun? Adică îmi ofer la schimb niște bani, eu sunt un pro-european convins, încă o dată vreau să menționez că am trăit o viață în Europa, bun? Dar în egală măsură nici nu accept fenomenul ca în momentul în care îmi impui ceva, ce deja tu faci acolo, produci, ai deschis acum de curând, cum avem cazul în Germania și am avut o intervenție odată cu un ONG care ne tot agasa pe aici, pe la Gorj, mai exact, am vreo 11 procese cu el. Pe hidrocentrale tu nu mai ai voie să produci, îți moare peștele și vipera de sete. Pe cărbune murim de poluați toți, dar n-am mai murit de o viață de când stăm pe el aici sub nas. Pe toate noi murim ca români, dar nimeni nu vine să spună așa, renunțați la producția pe cărbune, venim și facem o producție pe energie verde, cum or vrea ei, roz, n-am nicio problemă de asta, dar să echivalăm ca și producție, mă refer, într-un tot unitar, iar cei 14.000 de angajați ai complexului plus încă vreo 15-20.000 de conexi,
să venim cu producție. Bun? Toată lumea spune că vor salarii mari, vrea să prospere o țară, fără producție nu ai cum, doamne. Colonizat nu ai cum, niciodată. Niciodată. Cât ai fi de eu știu, cât de inginerie ai face sau câte fonduri și, eu știu, proiecte ai venit cu ele, în momentul de față, dacă nu faci producție într-o țară, nu existi. Tu, la momentul ăla, ești colonie și atât. E, România și-a pierdut suveranitatea. Și vorbim totuși de niște alegeri parlamentare. Pe când tu ai legea 51, dau un exemplu, privind siguranța națională a României, și spune clar un paragraf, că ea presupune, și citez, prin siguranța națională a României se înțelege starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național. Dacă mie îmi spui că sunt stat suveran, unitar și independent, până la urmă am înțeles orice alianță. Pricep fenomenul, încă o dată, mă supun la o discuție, dacă stăm de vorbă și la o negociere, cum se face, ca între niște țări egale, repet, că fiecare dintre noi trebuie să ne conformăm anumitor criterii și să încercăm acest progres pe care unii îl împing așa puțin forțat. Dar aia nu presupune că eu, care sunt de la Baștină, vorba aia, mai pădurean așa, trebuie să-mi sacrific până la mai economic tot ce înseamnă România și să mă aliniez, dar de fapt rămân doar în pantaloni scurți, scuzați-mi expresia, celorlalți progresiști care văd că și ating obiectivele, sunt demn, ferice de ei, statele lor progresează, au salarii mari, își trimit până la urmă borhotul, scuzați-mi expresia, să-l păpăm noi pe aici prin România, iar tu autohtonul nu-l mai ai, de fapt. Adică, cum să vă spun, pompatul și căciulitul în fața întregii Europe, mie mi se pare puțin așa că am trecut orice limită. Iar în detrimentul autohtonului, în detrimentul tuturor producătorilor autohtoni, până la urmă am ajuns să săltăm niște multinaționale și niște mari companii care ne-au înghițit, efectiv. O să ne canibalizăm, zic eu, în ritmul ăsta, în câțiva ani. Și e trist că, până la urmă, românul n-a fost nici prost și are totuși o istorie în spate. Trist ce spun, dar aici suntem poziționați în momentul de față și e până la urmă, umilitor pentru noi, generația care se presupune că ar trebui să luăm atitudine. Vă mulțumesc că trecem la următoarea temă, pentru că dacă vorbim despre economie, vorbim automat și despre protecție socială. Aceasta este tema pe care vreau să o discutăm. 3 minute, de asemenea, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Încep cu doamna Ioana Rădescu, candidatul USR Plus la un loc în Senatul României. Cum vedeți dumneavoastră îmbunătățirea sistemului de protecție socială și, de ce nu, reformarea acestuia? Da, acum vedeți totul, în opinia noastră, totul pleacă de la modul de organizare și funcționare a statului. Avem un discurs critic la adresa, știu eu, oricui, nu este până la urmă foarte greu. Mai greu este să recunoaștem că au trecut 30 de ani și faptul că ne aflăm în punctul în care ne aflăm este, zicem noi, în totalitate vina noastră și nu este o vină externă a cuiva, a unor forțe din afară. Ne-am făcut-o, să spun așa, cu mâna noastră, până acum vreme de 30 de ani. De asta noi spunem, în Alianța USR Plus, noi propunem revoluția bunei guvernări. Asta înseamnă o restartare a funcționării statului în toate domeniile, inclusiv în cel economic. Că vorbim de gorje, adevărat, suntem gorjeni. E adevărat că vor fi vremuri complicate. Este adevărat că facem parte dintr-un context internațional, european, care ne afectează, dar pe care îl putem și noi, să zicem, valorifica intern. Europa ne dă, dar nu ne bagă și în traistă. Deci este datoria noastră, local, să setăm sistemele de așa natură încât ele să funcționeze așa cum ne dorim, spre binele cetățenilor. Protecția socială, noi nu o înțelegem în modul în care s-a
derulat ea până în prezent, vreme de 30 de ani. Protecție socială nu înseamnă că statul vine și îți dă ceva. Întotdeauna, în orice campanie electorală am văzut, de asta la un moment dat am spus gata, ajunge, intrăm în politică pentru că e singurul mod în care putem influența în bine viața cetățenilor României. Deci statul nu este acela care îți dă de undeva, dintr-un buzunar, din niște, chiar și din sursele astea externe, astea nu se nu ți le dă cineva să le cheltui pur și simplu, să le irosești în niște măsuri fără rezultate concrete. Protecția socială înseamnă să-l ajuți pe om să se ajute singur. Toate măsurile, din toate angajamentele pe care noi le propunem sunt orientate pe această direcție a protecției sociale către aceste idei. Deci creează oamenilor sistemele care pot să-i ajute să se ajute singuri. Tu, stat, trebuie să-i ajuți să se ajute singuri. Vă mulțumesc. Că o frază de final, vă rog. Avem, deci în cuprinsul celor patru angajamente avem mare parte dintre ele explicate foarte clar și se vede de acolo și avem prevăzute și resursele cu care încercăm să creștem practic calitatea vieții românilor. Vă mulțumesc că domnul Ringo Dămureanu, cum poate, în opinia dumneavoastră, să fie îmbunătățit și eficientizat sistemul protecției sociale în România? Dacă vorbim de protecție socială și de toată problematica socială, Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Aur, propune să începem cu problematica adopției. Pentru că și adopția incorrect gestionată, așa cum s-a întâmplat timp de 30 de ani, generează grave probleme sociale. Tineri care părăsesc sistemul instituționalizat, ajung ai nimănui, rămân o problemă socială cel puțin la fel de mare ca așa cum a fost până atunci. Vreau să vă spun că actuala lege, legislația actuală a adopțiilor dezavantajează atât copiii care sunt adoptabili, copii adoptabili, pentru că nu își găsesc foarte ușor, foarte facil o familie care să-i adopte, dar dezavantajează și familiile care putea să adopte acești copii. Ăsta ar fi un prim punct. De asemenea, în cei 30 de ani în care partidele sistemului au guvernat, vorbim foarte puternic despre nemuncă. Această nemuncă a fost foarte încurajată, în permanență. S-a creat o clientelă puternică pentru cei care au condus în acești 30 de ani și acești oameni care au, să zic, produs nemuncă, da? Acești clienți ai legii 416 au votat mereu aceiași clienți politici, iar Alianța pentru Unirea Românilor vine acum și propune limitare la doar două mandate, astfel încât în tandem cu munca, cu înlăturarea nemuncii, să putem avea inclusiv în mediul rural, un mediu politic sănătos și liber, o democrație, să revenim la democrația care a derapat. Despre supraimpozitarea muncii am vorbit, ne doare foarte mult această supraimpozitare, în mod special pe lucrători. Lucrătorii din România au nevoie de un salariu minim mai mare, au nevoie de o reglementare mai bună a muncilor și implicit a pieței muncii, și de reducerea semnificativă a taxelor. De ce spun asta? Este și în interesul statului ca să poată recolta, să poată culege impozite și contribuții mai mari, dar nu din mărirea lor ca și quantum, ci din reducerea lor, astfel încât să avem o mai bună colectare. În ceea ce privește salariile, partidele sistemului care acum ne propun de obicei aceiași candidați ne-au redus cu 25% și lucrul acesta în mod special pe lucrători a descurajat și dorim să avem certitudinea că nu o să mai pățim astfel de experiențe și dorim să nu mai avem oamenii care au produs aceste dezastre. Personal am vorbit cu reprezentantul Jeffrey Franks al Fondului Monetar Internațional și mi-a transmis personal și nu doar personal, ci într-o ședință a Comitetului Economic Social din România,
Să știți că cei care, pe care i-ați ales voi, aleșii voștri, au decis această formă de a lua de la săraci și a da la bogați. Lucrul acesta l-am transmis și îl transmis și cu această ocazie. Și o frază de final, vă rog. Păcălarea pensiilor, pensionarii noștri, după o viață de muncă, cei care au trudit din greu la CAP-ul și așa mai departe, au niște pensii de mizerie și sunt păcăliți să voteze anumite partide care vor să dea pensii foarte mari, măriri foarte mari la pensiile mari și măriri foarte mici la pensiile mici. Noi vom dori o pensie echitabilă, să reașezăm acest sistem și vom propune într-o primă etapă mărirea tuturor pensiilor. Alianța AUR propune mărirea tuturor pensiilor cu o sumă fixă 100 de euro, ceea ce înseamnă la pensia mică 60%, iar la pensii mari sub 5%. Vă mulțumesc, domnul Nicolae Ivăniș, Partidul Ecologist Român. Da. Legat de asistenții sociali, să știți că problema se află tot în legislație. Adică elasticitatea unei legi permite trândăvia și o și încurajează. Da, tocmai spuneam că legea trebuie puțin mai rigidă și criteriul de selecție al acestor asistați sociali, în opinia mea, unii dintre ei pe bună dreptate, dar mare parte, fiți foarte atentă, nemeritat, zic eu, încasează niște bani de la stat și încurajăm trândăvia, aia spuneam. Pentru că dacă ai nevoie în mediul rural, vă dau exemplu la mine la țară, să-ți găsești un zilier și asta social, să-ți vină să-ți dea comotură prin curte, nu vrea. Sau îți vine azi, dar mâine dacă îl chem nu-ți mai vine. Deci asta înseamnă că el este foarte mulțumit de ajutorul pe care îl primește de la stat, bani care puteau să meargă spre alocații sau chiar spre pensii, cum spunea și dânsul mai adineori. Ori, din păcate, noi preferăm să folosim, că știați folosiți fără discuție, ca un aparat de vot, o masă, zic eu, destul de numeroasă. Și nu o face un partid anume, o fac toți care, până la urmă, sunt la guvernare și au primării. Au primarii în funcție, aia vreau să spun. Legat că tot mă duc cu subiectele și eu după dânsii și ies puțin din decor. Legat de legea de adopții, de ce spunea dumnealui, cred că legea în sine și aici are o problemă. Și o spune unul care chiar a studiat prin conjunctură cazul Sorina, fetița la Baia de Aramă, trântă pe Caldarâm, luată la sub braț și plecată în SUA cu toate insistențele unora și altora. Eu am fost cel care l-am descoperit, eu am fost cel care l-am promovat, eu am fost cel care am militat până în ultima clipă și am susținut că în dosarul de adopție sunt acte false. Și totuși, la vremea respectivă, pe Heirup și pe, influențe din alte sfere, au reușit și au luat acea fetiță, au plecat cu ea pe drumul lor. Vedeți, dumneavoastră, au trecut deja un an și ceva. Se confirmă. E un dosar penal, avem falsul în dosarul de adopție. Asta înseamnă, încă o dată, că legislația în România permite, cui poate, bineînțeles, să facă ceea ce vrea. E, când spun toate aceste lucruri, să știți dumneavoastră că în spate, la fiecare dintre ele, am un referat. Bine? Adică am trăit-o, am studiat-o, am văzut-o. E o problemă reală în România când spun legislație, nu doar pe adopții. Cred că toate legile au niște cutume fantastice. Unele dintre ele sunt prea rigide și n-ar trebui, altele sunt prea elastice și ar trebui rigidizate. Nu o să avem niciodată, încă o dată, progres. Nu o să putem spera la mai bine atât timp când nu ne securizăm din anumite puncte de vedere și doar strict în campanii din 4 în 4 ani venim, povestim, facem corul bocitoarelor cu toții, că am văzut că se pricep foarte bine. Mie nu-mi iasă asta, să știți, cred că nici nu prea pot să fiu om politic, sincer vă spun acum, dar mă chinui așa de multe ori să țin și eu ritmul cu candidații, să mă pliesc cât de cât, să țin și un discurs mai elevat. Nici asta nu-mi iasă și nu-mi doresc să-mi ies nici din tiparul meu, să știți. Tot ceea ce sfătuiesc și felicit, cei doi sunt nou intrați în politică, le doresc doar un singur lucru, succes, și să nu faceți politica de partid, dragii mei. Țineți minte la Ivan, nu fac politică de partid, faceți politica voastră. Încercați să-i convertiți, pentru că există riscul să aveți o politică de partid nocivă. Și atunci eu ce fac, Ivan? Mă înrolez? Păi, partidul meu. Nu ai voie să faci treaba asta. Dacă reușim să facem tot lucrul ăsta și să creăm un echilibru, până la un tot unitar, atunci când e benefic și e nevoie de așa ceva, lucrurile stau minunat. Dacă, din păcate, partidul mie îmi spune să trag hăis, tu tragi cea, am înrocit pământul încă 30 de ani de acum înainte și nu suntem cu nimic mai bun decât ei. Eventual, doar mai gura lip și atât. Domnule, eu vă propun să trecem la următoarea temă și pentru că, într-un fel sau altul,
s-a atins oarecum acest subiect, vorbind despre români în general. Nu poate să existe un popor puternic, un popor care să-și impună conducătorii, un popor care să se facă auzit dacă este un popor needucat. Și atunci, haideți să vorbim despre învățământ și despre felul în care poate să fie reformat acesta. Încep cu dumneavoastră, doamna Ioana Rădescu, candidat la Senatul României din partea Alianței USR+. Foarte adevărat. Educația este temelia tuturor lucrurilor. Trăim prost sau atât de prost cât vedem în fiecare zi, pentru că, pe de o parte, așa a fost să fie, să spunem, 30 de ani, s-a neglijat foarte mult aspectul educației, fie voit, fie mai puțin voit. Părerea mea este că voit. Noi, Alianța USR Plus, vom pune accentul foarte mult pe educație, pentru că fără un popor educat nu o să reușim să schimbăm absolut nimic din starea de fapt pe care o vedem acum. Avem câteva angajamente și în acest sens. Primul dintre ele este fără politică în școală. Deci, din păcate, școala a ajuns atât de jos și acoperă foarte multe dintre lacunele pe care noi am putea să le vedem cu ochiul liber și nu doar atunci când ajung să se manifeste ca adulți în spațiu public. Deci, politica nu mai are ce să caute în școală. De asemenea, dreptul de a alege în educație. Avem măsuri care propun armonizarea vieții de familie, de exemplu, cu cea educațională. Școala de la 8 la 5 este o propunere a noastră care presupune că dă mai multă consistență și libertate copilului, incluzând o masă caldă. Știm foarte bine că există, aici nu vorbim doar de marile centre urbane, de urbanul mare și urbanul, să zicem, mic, care se mai descurcă. Vorbim de jumătate din țară, care înseamnă mediul rural, dintre care multe zone efectiv sunt lipsite de mijloacele care să le permită să desfășoare un proces de învățământ în condiții, chiar în condiții normale. Nu mai vorbim de situația actuală care este foarte grea. Deci dacă eu înțeleg bine, vă propuneți să implementați un sistem after school în toate școlile din România. Deci școala de la 8 la 5 înseamnă școală plus școală după școală plus o masă caldă. Am înțeles. Înseamnă libertate pentru părinte și copil să-și petreacă un timp de calitate după școală în familie. Înseamnă mult mai multe lucruri. Asta alături de reforma educațională, pentru că trebuie să recunoaștem și aici avem lacune. Atât de multe schimbări au fost în 30 de ani în domeniul educațional, încât și să vrei să le pui cap la cap coerent, nu mai poți acum. Deci trebuie o restartare și în acest domeniu. Bineînțeles, ținând cont de condiții. Că... O frază de final, vă rog. De asemenea, avem toate domeniile pe care le gândim, au o legătură între ele. Lupta cu sărăcia presupune și, printre altele, și crearea condițiilor pentru o școală online. De asemenea, avem acum, deci nu doar pentru viitor, pentru cei următorii 4 ani, în care am documentat foarte coerent, fundamentat tot ce vrem să facem și fundamentat pe cifre, cu sume, de unde le luăm, cum le asigurăm și așa mai departe, însă avem și măsuri propuse pentru zilele pe care le trăim, zilele de criză pe care le trăim. Vedem foarte bine că acum școlile s-au închis fără niciun fel de discernământ
să spunem, de analiză temeinică și justificată a acestei acțiuni. Și vă rog să vă apropiați de final, că s-a depășit mult timpul. Măsuri de... Da, deci trebuie să fie totul predictibil, da? Mulțumesc, domnul Ringo de Mureanu, Alianța pentru Unirea Românilor, candidat la un loc în Camera Deputaților. Vă ascultăm. Am să-mi permit să vă citesc chiar pe dumneavoastră, care l-ați adus în discuție pe fondatorul învățământului românesc, Spiru Haret, cum arată școala, așa va arăta mâine țara. Copiii noștri, la ciclu primar sau chiar în clasele mici, au un ghiozdănel de 7 kg de materie. Îi îngenunchi, abia mai pot să se ridice de jos cu acel bagaj enorm de materie. Dacă o să vă uitați în manuale, sunt super, super, super stufoase. Ceea ce se făcea în clasa 8-a se face în clasa 6-a, ceea ce era de 6-a între a 4-a. Lucrurile nu sunt deloc, deloc normale. Acum mai băgarăm, ca să zic așa, și copiii în casă, îi ținem închiși, noi la lucru, ei în clase, părinții plecați, mulți dintre ei din țară. Situația nu este deloc, deloc roză. Noi suntem un neam creștin, din singurul popor născut creștin, acum 2000 de ani, singurul popor din lume născut creștin. Și principiul nostru a fost 2000 de ani credința nihil sine deo, nimic fără Dumnezeu. Alianța pentru Unirea Românilor își fundamentează doctrina pe acești patru piloni, din care primul este credința. Noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la morală. Și dacă am putea să înlăturăm absolut toate legile astea omenești absurde și mereu, mereu încălcate de toți membrii comunității, le-am înlocuit cu una foarte simplă, legea iubirii. Avem nevoie de iubire, de respect reciproc, de o comuniune între oameni. De aceea noi ne propunem să unim românii din țară cu românii de pretutindeni, cu românii din comunitățile istorice, românii din țară de etnie română cu românii din țară de celelalte etnii. Pentru aceasta, credința este lucru fundamental. De asemenea, al doilea pilon este neamul. Neamul nostru încet, încet începe să se piardă identitatea noastră națională, pentru că istoria nu mai este predată așa cum trebuie. Literatura română este mereu mai ignorantă cu autorii noștri tradiționali. Deci, considerăm că trebuie să ne revenim la valorile noastre fundamentale, la Eminescu, la Goga, la Arghezi, dar bineînțeles în același timp și cu clasicii europeni care se predau mai puțin. Pentru noi este foarte importantă familia și trebuie în școală să facem o educație sănătoasă în acest sens. Nu susținem alte deviații și o spunem foarte clar, indiferent că le susține Papa sau cine mai auzim tot felul de alte lucruri. Alianța pentru Unirea Românilor susține familia. Libertatea este un principiu fundamental pe care va trebui să-l predăm la orele de dirigenție copiilor noștri, pentru că ei trebuie să înțeleagă foarte bine, micuții noștri, ce înseamnă libertatea. Libertatea înseamnă într-adevăr să faci ceea ce îți dorești, ceea ce te bucură, ceea ce te înalță, dar fără a te distruge pe tine, fără a-i distruge pe ceilalți, fără a-ți distruge identitatea și națiunea. Noi avem Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Aur, ca deviză dreptate pentru România. Vreau o frază de final. Alianța pentru Unirea Românilor își dorește să reformeze țara din punct de vedere moral, social, uman, pornind de la o educație curată, sănătoasă, patriotică, în spiritul familiei și al valorilor tradiționale creștine. De aceea vă îndemn pe toți să votați Alianța pentru Unirea Românilor. Domnule Nicolae Ivăniș, sunteți reprezentantul Partidului Ecologist Român, candidat pentru un loc în Camera Deputaților despre învățământ și reformarea acestuia. Da, învățământul ca și sănătatea sunt pilonii de bază a unei societăți. Când aici avem probleme, e limpede că peste ani și ani se vor resimți infinit mai mult decât le resimțim acum. E foarte adevărat că sistemul, trebuie să recunoaștem asta, e trist, dar trebuie să o recunoaștem,
a avut o campanie de îndobitocire a acestei națiuni și un procent îngrijorător, să știți că le-a căzut victimă. Și au și reușit strategia lor de îndobitocire după Revoluție, altfel nu puteau controla atât de ușor 20 de milioane de oameni. E firesc. Văd că se merge pe mai departe cu aceeași strategie, bineînțeles modernistă de această dată, lăsând libertatea politicului de a controla sistemul de învățământ în totalitate, lipsind meritocrația fără discuție și aici, cum bine spunea și doamna cu politicul amestecat în școli, da, politicul amestecat peste tot, doamna Rădescu, să știți peste tot că nu poate să nu se implice. Pentru asta avem profesori în școli și în licee care... Iar am dat un exemplu și zilele trecute, chiar copilului meu, care este în clasa a șasea, în clasa a patra, îi preda o învățătoare de pe Google Translate limba engleză. Îmi cer iertare, pot să fac și eu asta și nu știu engleză, bine? Deci nu prea avea ce căuta dânsa în școală, că dacă avem asemenea personaje băgați și avem foarte mulți chiar, știm foarte bine, împinși pe piloșenii, rubedeni, amănțeli, e problema lor, dar ideea este că devin nocivi și distrug distrug zeci de generații. Bun? Asta este una din problemele de care suferă sistemul de învățământ, adică calitatea cadrului didactic. De aici pornim pe mai departe cu o metodologie catastrofală. Pornim cu o programă catastrofală și aia. Pornim cu o materie, nu stufoasă, foarte stufoasă. Deci copilului nu-i trebuie sport, că și Caragiozdanu, cum spunea și domnul Ringo, bine zicea, 7 kg, așa este, să știți. Eu personal am trăit asta pe pielea mea, v-am spus, am copilul, are aproape 13 ani și, într-adevăr, nu știu unde o să ajungem în situația în care stăm indiferenți până la urmă. Noi i-am expus că de aia am făcut, se presupune, și totuși nu văd nici măcar cea mai mică luminiță la capătul tunelului. Conjunctural vine această pandemie. Bun, vedem aceste cursuri online. O anomalie, în opinia mea. O anomalie și vă și spun de ce. Pentru că, exceptând până la urmă 3-4 materii pe care aveau obligativitatea să le facă fizic, nu există online geometrie, bine? N-are cum, nici matematică, nici gramatică, nu se pricepe. Nu, e una, mai alta e alta. Noi încercăm tot timpul să ne pliem pe ce fac alții. Domnule, noi avem un profil, ca orice țară, noi românii. Iar chestia asta cred că pe noi ne-a dezavantajat foarte mult și o resimțim până în măduva oaselor. Da, dar alții, bun, să știți că fac școală la școală. Au închis tot, dar au lăsat școlile deschise. Păi, dar e normal să lase, doamnă. Puteau să lase online decât sport, muzică, geografie, chiar și istoria. Ce poți să faci așa, în dialog, discutăm cum facem noi acum, dar dacă m-a apucat cum să fac, să extragă, eu știu, un radical din apă, nu prea iese, că nu mă știu fără pix. Înțelegeți? Gri telefonul, fac alte nerozii. Așa și cu copiii ăștia pe care îi văd, fiul meu plângea la lucrarea la matematică, chiar spunea că n-a avut timpul necesar să o termine. Și am un copil care chiar e premiant, chiar îi place să învețe. Bun? Dar, încă o dată, îi sfârtecăm tot noi, asistând încă o dată neputincioși la un sistem bolnav care vine și implementează fel și fel de măsuri care prin depășesc ca și mentalitate. Lăsând la o parte că nu avem copii care nu au internet, au prepay. Păi pe Zoom se duce o cartelă, prepay în două convorbiri de genul. Deci ce facem cu oamenii ăștia? Cine gândește și pentru ei? Bă, oare putem în momentul de față ne pliem pe un asemenea sistem? Nu. Păi atunci lăsăm școle deschise, au lăsat cazinourile, deștepții ăștia, și atunci mergeau copiii 15 și 15, 15 și 15, o clasă împărțeai în două, cadru didactic, făceau un efort suplimentar, puteai să-i dai și la salariu, încă o dată, n-aveam nicio problemă cu asta, dar salvai un an de sacrificiu, de fapt. Ei, nu s-a întâmplat acest fenomen, să știți. Iar asta e trist și pe mine mă îngrijorează, fiindcă tot timpul România trebuie să ia codul penal, ne luăm din Franța, învățământ, luăm și pe la din Anglia, bă, alo, ești român, încă o dată, tu ai propriul tău, eu, ai identitatea, da, tu trebuie să încerci să te pliezi pe tine ca și tipar. Nu mă duc eu să fiu ca francezul, că nici nu poate să fie ca mine la rândul lui. Noi nu încercăm să ne păstăm identitatea, noi ne o sfâșiem singuri încă o dată. Și se pare că suntem bine, de ce? Suntem și noi ca ei. Nu mai au fost mai proști ca noi. Culmea că noi suntem acum mai proști ca toți. Iată că am ajuns la finalul dezbaterii noastre de astăzi și așa cum am făcut de fiecare dată, am păstrat un minut pentru a ne spune, fiecare dintre dumneavoastră, în ce comisie v-ar plăcea să faceți parte odată ajunși în Parlamentul României și care va fi prima inițiativă legislativă pe care o veți supune dezbaterii parlamentare. Doamna Ioana Rădescu, candidată la un loc în Senatul României, din partea Alianței USR Plus, vă ascultăm. Păi, ar trebui să ne gândim în primul rând la baza pe care o avem fiecare. Putem să ne dorim orice. Problema este să și putem
să realizăm ceea ce ne propunem acolo într-un mod meritocratic, aș spune. Pentru că nu e suficient, am avut atâtea cazuri, au fost, n-am nimic împotriva lor, Doamne ferește, au fost cântăreți, sportivi și așa mai departe, membri în diverse comisii unde practic nu aveau ce să caute. Bun, deci bazându-mă pe ceea ce pot și știu și am verificat în practică, bazându-mă pe sprijinul colegilor cu care am realizat tot ce am propus până acum și apropo de propuneri, sunt, repet, nu sunt doar dorințe și frustrări pe care le exprimăm în spațiu public, sunt propuneri fundamentate și constituie parte din contractul pe care noi îl semnăm cu românii. Și atunci, eu, în Parlamentul României, mi-aș dori să fac parte dintr-o comisie pe parte economică, în primul rând, și de asemenea, nu cunosc eu foarte în detaliu toate atribuțiile fiecărei comisii, încă nu avem exercițiul acesta, dar se învață. Mi-aș dori ca în domeniul accesării fondurilor europene să am o contribuție semnificativă, întrucât problema noastră ca țară este gradul de absorpție. A fost și până acum, va fi și de acum încolo dacă lucrurile rămân la fel. Simplificarea modului de accesare a fondurilor europene, nu doar simplificarea, ci propuneri legislative care să închidă un cerc rotund în a facilita absorpția și rezultatele. E foarte important impactul pe care fondurile europene îl au în economia românească. Nu e suficient să le absorbim dacă nu avem rezultate. Vă mulțumesc, domnul Ringo Dămureanu, candidat pentru Camera Deputaților din partea Alianței pentru Unirea Românilor, Comisia și Inițiativa Legislativă. Stimați ascultători, în situația în care mă veți alege deputat pe listele partidului Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul AUR, îmi doresc să fac parte din Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților, deoarece, ca unul care lucrez de 20 de ani în domeniul apărării drepturilor lucrătorilor și am fost implicat în elaborarea legislației privind codul muncii, statutul funcționarilor publici, salarizarea unitară și chiar pe legea pensiilor, îmi doresc să așezăm așa cum trebuie sistemul unitar de salarizare și în mod special să contribuim la un sistem echitabil de pensii publice. În opinia Alianței pentru Unirea Românilor, timp de 30 de ani s-a greșit în materie de salarii și în mod special de pensii, crescându-le mereu și mereu și mereu în procente. Ceea ce popular spus dobândă la dobândă la dobândă la dobândă înseamnă creșterea galopantă în sume foarte mari pe net a pensiilor și salariilor mari, iar pentru, mă refer aici în special la pensia mică, o creștere în sume nete mici, o creștere nesemnificativă. Ori modelul matematic pe care îl susține Alianța pentru Unirea Românilor este pe viitor o alternanță tip dintă de fierăstrău în care creșterea procentuală să alterneze cu creșterea în sumă fixă. Respectiv, după 30 de ani de creșteri procentuale, apreciem noi că se cuvine introducerea unei creșteri în sumă fixă, respectiv 100 de euro la fiecare pensionar, ceea ce va însemna dreptate socială. Vrem să înfăptuim o justiție socială pentru că, e adevărat, se aplică principiul contributivității, dar în aceeași măsură trebuie să aplicăm și celelalte principii prevăzute de legislația României. Legea se aplică erga omnes, se aplică tuturor, în sumă fixă, ceea ce va însemna practic pe net că
Pensia minimă va crește cu 60%, iar cele mari cu 5% sau chiar sub 5%. Și bineînțeles, dacă se introduce și impozitarea, poate să fie o altă discuție. Însă pe noi ne interesează să acționăm acolo unde este problema, ne interesează pensiile mici, ne interesează lucrătorii cu venituri reduse, vrem să creștem salariul minim pe economie astfel încât să fie motivant. Foarte mulți români care au plecat spun că dacă ar avea în țară 600-700 de euro, nu ar mai fi o problemă și nu ar mai dori să plece. Credem că aceste niveluri nu sunt deloc greu de atins. Ultimii ani au dovedit că pot să se întâmple așa. Însă ne interesează totodată și în măsură cel puțin egală și o anumită responsabilitate financiar bugetară. Pentru că nu considerăm noi just să crești cu 320 de lei pensia unui cetățean cu o pensie foarte mică și în același timp cu 4.000 de lei pe lună, adică o jumătate de miliard de lei vechi pe an pentru un singur individ dintre cei care poate au deținut funcții grele în vechiul regim și au tot beneficiat timp de 30 de ani de creșteri procentuale succesive. De mulțumesc că vă apropiați de final. În situația în care Alianța pentru Unirea Românilor va ajunge chiar la guvernare, în mandatul viitor sau în următorul, îmi doresc să fiu ministrul muncii. Vă mulțumesc, domnul Nicolae Ivăniș, Partidul Ecologist Român, candidat pentru un loc în Camera Deputaților. Vă rog frumos, Comisia și Inițiativa Legislativă. Deci, Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Deloc surprinzător, zic eu, fiindcă de aici cred că pot să pornească și să ramifice punctele care pot să-i ajute și pe dânsi în ceea ce au expus. Și cred că prima mutare care ar trebui făcută ar trebui invitați toți șefii de instituții, puși frumos la masă în această comisie și întrebați relativ simplu dacă ei știu articolul 13 din legea 51 ce spune. Zice așa, constituie amenințări la adresa siguranței naționale a României următoarele. A. Planurile și acțiunile care vizează suprimarea sau știrbirea suveranității, unității, independenței și indivizibilității statului român. Ceea ce se întâmplă de 30 de ani. Și atunci de-aia spui așa, frumos, civilizat. Dacă înțelegem și luăm dexul în mână și vedem ce spun chestiile astea aici, se presupune că urgent trebuie să se ia niște măsuri care, plecat-o acasă și lăsat alții, că voi n-ați fost capabili să identificați această problemă generală. Doi la mână. Tu de aici poți să împingi în zona justiției, unde ceri o răspundere a magistraților, că vrei să reconstruiești o țară. Nu poți. Cum stâmpim corupții fără a veni cu răspunderi până la urmă? Răspunderea magistratului mi se pare firească. Când dă cu ciocanelul în masă, se gândească de două ori. Dacă dau și nu dau bine. Ca să nu mai ajungem să stăm indiferent, să asistăm la comenzi politice, ba pe unii băgăm, ba pe unii scoatem și de fapt noi am ajuns un stârf ca și țară. Toate aceste lucruri pleacă de fapt de la siguranța unui stat. Îți lipsesc niște legi bine, aplicabile, care ulterior să creeze panică, până la urmă, factorul responsabil. Restul sunt doar povești, putem povesti încă 33 nopți. Nu venim aplicați cu o legislație care să strângă și să constrângă în același timp tot ce-i fac decizional, riscăm să mai vorbim așa încă 30 de ani, vă spun, și e trist ce se întâmplă, dar numai pe niște măsuri radicale cred că pot să recreez un echilibru sau un minim de echilibru în țărișoara asta. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că și eu. Aceasta a fost ediția de astăzi a dezbaterilor parlamentare găzduite de Radio Oltenia Craiova, la care au participat doamna Ioana Rădescu, Alianța USR Plus, candidat pentru Senatul României, domnul Ringo Dămureanu, Alianța pentru Unirea Românilor, candidat la Camera Deputaților, și domnul Nicolae Ivăniș, Partidul Ecologist Român, candidat pentru Camera Deputaților. Sunt Andreea Coșocaru, vă mulțumesc tuturor, vă doresc succes și vă reamintesc că întreaga responsabilitate a celor declarate aparține în exclusivitate candidaților. Alegeri parlamentare 2020. Dezbateri electorale.